Tinerii luptători moldoveni au demonstrat din nou că pot concura cu adversari din diferite colțuri ale lumii la Muay Thai. Echipa noastră a cucerit 7 medalii la Bangkok. Campion mondial a devenit Vladimir Ogorodnikov. În categoria tineret până la 91 de kilograme, acesta a ajuns până în finală, în care a bătut un luptător rus. Mă gândeam că va fi o luptă grea. Luptătorul din Rusia a fost de nivel nu slab, el a fost foarte bun. Dar mi s-a primit că am luat locul întâi. Acum aș dori să mă odihnesc măcar o săptămână, dar după aceasta să continui să mă antrenez. David Chiper și Marius Cova le-au cucerit câte o medalie de argint, iar Gheorghe Pleșca, Liviu Titica, Andrei Avramov și Igor Duca distincție de bronz. По финале я дрался с чехом и дал ему победу. Но в следующем году будет иначе. Băieții s-au manifestat chiar mai mult decât noi ne-am așteptat. Noi nu ne-am pornit într-o excursie sau, nu știu, noi ne-am venit să câștigăm. Echipa Moldovei a fost reprezentată de 12 luptători la campionatul mondial de Muay Thai între juniori.